bine ați venit la Stax TV, un nou podcast în benzinările OMV, așa cum ne-am obișnuit, tot aici la Pipera. De ce? Pentru că aceste podcasturi sunt susținute de OMV, lucru care este extraordinar din punctul meu de vedere. L-avem pe Dragoș de la Iași, dar nu înainte de asta aș vrea să vă spun că OMV a lansat aplicația unde dacă alimentați cu combustibil, vă cumpărați sandvișurile pita care sunt bombă intergalactice, primiți niște puncte și pe aia puteți să luați o cafea gratis. Adică de ce să nu primim niște lucruri când oricum plătim și luăm în comision și totul e bine, dar să trecem peste introducere și să vorbim cu Dragoș, pe care pot să-l prezint eu așa din ce știu eu și după aia mă corectează el cu informații mult mai actuale sau mult mai exacte. Dragoș face softuri, modifică parametrii motorului. De 11 ani. Specializat pe BMW, așa vorbește lumea în țară. Domnule, mă duc la Dragoș că el știe să facă BMW-uri, știi? Asta e. Da, e marca imaginea, care să zicem, ne-am creat un nume, motor sport, dar facem și alt tip de mașini, deci nu e o problemă. Da, oferta de servicii include și alte modele, exact, nu numai dar BMW, dar lumea ne asociază cu BMW-ul, da, din cauza evoluției motorsport pe brandul ăsta. Bun. Tot pe Dragoș l-am cunoscut cu Opeluri, cu Cadeturi, cu schimburi, cu așa mai departe. După care el s-a axat foarte tare pe motorsport, merge la drag racing, nu? Da. BMW? Da, cu BMW diesel. Cu BMW diesel, că asta e specializarea cu diesel și o să fie un subiect de discuție astăzi cu fumul și cu dieselul și cu softurile și cu toate chestiile de genul ăsta. Adică, ca să știți despre ce o să vorbim astăzi, o să vorbim despre oamenii care modifică mașini, despre corectitudinea oamenilor care modifică mașini, despre copiii care cred că tot ce zboară se mănâncă, cum credeam și noi la vârstele respective. Despre poluarea din domeniul ăsta al tuningului, mai ales al tuningului de motor, ca să folosim o exprimare. Poluare nu neapărat la ce vă gândiți voi, fum. Poluarea informatică. Da. Bun. Și ca să începem cu începutul, cum ai ajuns să te apuci de softuri? Am cochetat cu servicii de genul ăsta de foarte mult timp. În 2011 am ales să fac o pregătire tehnică în Ungaria. Okay. Am avut un profesor foarte bun care mi-a deschis drumul în ceea ce ține de meseria asta. Meseria asta în mare parte ține de capacitatea de a fi autodidact, pentru că fiecare zi vine cu noi provocări, cu noi algoritmi de implementat, cu noi descoperiri. Niciodată nu poți să spui, ok, știu totul. N-ai. În fiecare zi mai descoperi ceva. Ideea este întotdeauna să optimizezi, să avansezi, nici de cum să rămâi la același nivel. După pregătirea făcută în Ungaria, am plecat singur pe drumul ăsta. Începutul n-a fost tocmai ușor. Nici nu existau informațiile de acum, nici nu exista documentația de acum. Poate cu mijloacele de acum lucrurile ar fi decurs mult mai ușor, mult mai ușor, dar au fost chestii care au trebuit descoperite din flair, nu știu, prin încercări, trial and error. Din 2016 am extrapolat activitatea asta și am pornit la drum în motorsport, mai ales în ceea ce ține de diesel, pentru că zona geografică în care îmi desfășor activitatea, portofoliul majoritar este alcătuit din oameni care utilizează motoare diesel. Asta ține de puterea financiară a zonei. Oamenii utilizează motoare diesel pentru că eu când lucram în vânzări, dieselul era împins în față. Că ți se spunea, domnule, câți kilometri faci? Domnule, uite cât e motorina. Domnule, uite cât e. A fost asta diesel. Atunci. Atunci. Acum. Acum e trist. Acum e motorina trist. E mai scump. Da, acum se împinge. Acum nu. Acum e cu electrică, da, treaba. Dar câțiva ani înapoi se împingea benzina. Că, domnule, stai așa că, uite, motorina e mai scumpă, uite, am făcut motoare mici supraalimentate pe benzină. Bine, care costurile de întreținere la un diesel, da, și ce înseamnă, nu neapărat de întreținere, cât de exploatare. În momentul în care or fi ele trainice, dar în momentul în care se strică ceva, treaba este mult mai tristă decât la un motor pe benzină. Ia exemplu, nu știu, un injector de motor cu de benzină cu injecție indirectă, e de ordinul câtorva sute de lei. Un injector de diesel e de 6-7 ori mai scump. Asta e o chestie pe care oamenii, în momentul în care, sau
nu știu, filtre de particule. Ok, acum au și mașini pe benzină filtre de particule. Da. Dar în trecut, doar dieselurile erau echipate cu așa ceva. A căzut filtrul de particule, este o daună severă la buzunar. Apropo de ce vorbeam înainte de a filma, vis-a-vis de chestii pe care le iei la cunoștință când ți se dă un produs și chestii pe care nu le iei la cunoștință. Da, nu-ți spune nimeni, bă, nene, ai filtrul de particule, ok, nu poluezi. Dar vezi că undeva în jur de 180-200 de mii de kilometri trebuie altul. Și ăla costă atât. Și ăla costă atât. Nu zice. Iar oamenii în momentul ăla au un șoc. Mai ales cei care cumpără mașini la mâna a doua. Au plătit 1600 și, de euro pe ea. Exact, și filtrul e mai scump decât mașina în unele case. Da, trist. Sunt tot felul de piese. Adică e puțin problematic. Eu mă întâlnesc cu mulți oameni acolo la service că, na, și tu te întâlnești cu oameni la tine. Corect. Care vin la softuri și eu mă întâlnesc cu oameni care vin să vopsească mașini. Și îi întreb, dar de ce ți-ai luat Audi? De ce ți-ai luat Audi negru? Păi mi-am luat pentru că tata avea un Renault Megane care avea 90.000 de kilometri, pe care nu mi l-a dat niciodată. N-a vrut să-mi dea mașina lui. Așa? Și eu mi-am făcut un credit la bancă de niște bani și m-am uitat pe net și mi-am luat o mașină care mi-a plăcut mie. Și aia mi-a plăcut. Neagră, așa, break, Audi. Păi da, dar tu știi că Audi e premium? Adică e o mașină de lux? E o mașină care costă mult, întreținerea costă mult? Ok, tu te-ai uitat acolo în vitrină, ai văzut prețul, ai cumpărat. Da, mai da, departe. E un aspect pe care nu-l ia nimeni în cap. Ți-ai pus probleme. Ce înseamnă întreținerea? Ce înseamnă consum? Ce înseamnă, nu știu, lucruri la mașina asta? Nu. Păi, e nasol. Da, de aia și vârsta, nu vârsta, vârsta parcului ok, e în continuă creștere, dar calitatea parcului auto, din punct de vedere al stării, da, este jalnică. E dezastru. Iar eu, prin prisma meserii, reușesc să privesc chestia asta cu alți ochi, cu alți ochi față de, nu știu, de un muritor de rând, pentru că măsor mașinile, le văd clar o diagramă de putere și de cuplu, iar majoritatea oamenilor trăiesc cu ideea, ok, domnule, bună ziua, am o mașină, nu știu, de 1.5-210 cai, aia sunt teoretici, practici. N-ai de unde să știi care este performanța actuală a mașinii. Corect. Iar din experiența mea, cel puțin în ceea ce lucrez eu și mașinile cu care am contact, în jur de 96% din mașinile cu care am de-a face, nu corespund din punct de vedere tehnic. Întotdeauna au nevoie de reparații pentru a fi aduse în stare nominală, okay, da, ca să fie pretabile pentru un eventual upgrade software, că despre asta încercăm să vorbim. Dar risc să rămân la un moment dat fără obiectul muncii, pentru că din ce în ce mai multe mașini chiar nu are legătură cu vârsta. Deci vorbim și de mașini mai noi, gen, nu știu, 2015 plus, sunt problematice. Iar oamenii întotdeauna se uită, ok, cât am în certificat, atât. Nu, aia este doar teoretic. Practic, rămâne de văzut la fața locului. Și avem mijloace de măsurare, mă rog, standuri din nou, teste, etc. Da. Și aici sunt discuții enorme legate de standurile Dyno și diferențele de putere și diferențele teoria de putere, conspirației, da, okay. Și te-ai dus la ala să-ți facă soft, ți-ai zis că ți-a făcut el din butoane. Ți-a da. Eu le-am spus tuturor, dacă cineva își închipuie cu un device care costă, nu știu, un stand Dyno este în medie, un stand Dyno bun, este în jur de 40.000 de euro, cu o singură axă, da? Cei 4x4 poate sunt mai scumpe. Dacă cineva își închipuie că un producător al unui astfel de device ar putea face, ar putea implementa un algoritm de măsurare prost, se înșeală. Întotdeauna, dacă este vorba de măsurători false, este strict vorba de manipularea dynamo-ului de către operator. Deci nu pot, e ca și cum ai spune cu un calculator, nu știu, un calculator de la vechi Casio științific, ar greși la calcul, nu se poate. 7 plus 7 zice că face 5. Da, nu există. Doar dacă unul alterează rezultatul final, pentru că, din nefericire, există pârghii pentru a manipula aceste măsurători, în funcție de aparat, în funcție de stand, în funcție de model, în funcție de soft, etc., etc. Dar, ca și regulă generală, dacă vorbim de o mașină, ok, la care s-a făcut o modificare software, da? N-ar trebui să ne relaționăm strict la cifra finală, cifra inițială, ci la diferență. Pentru că chiar dacă măsurătoarea este proastă, să spunem, dacă s-a măsurat prost la început, s-a măsurat prost și la final, până la urmă vorbim diferența de putere. Aia nu pot să o fentez în niciun fel. Asta e discuția pe care o aveam ieri tot așa cu niște băieți și spuneam, doamne, că așa că eu m-am măsurat în Germania, am nu știu câți cai, am, hai să mă măsor și aici să văd. Păi nu, zic, cel mai bine ar fi fost să te duci înainte, aici să măsori înainte, după aia să te duci să-ți faci ce modificări vrei tu, admisie, evacuare, catalizatoare. Și să vii în același loc să măsori încă o dată la final. Și mai faci o diferență și să nu-i spui omului, doar măsoare, câți cai are, nu contează, doamne, măsoară să vedem. Ăla zice așa, după aia, i-ai mai făcut ceva? Nu i-am făcut nimic.
mai măsoară odată. Și da, vezi... este un scenariu cu care eu mă întâlnesc des, de exemplu, primesc telefoane de la clienți, nu, modificările de soft nu mi-aparțin. Sună oameni, ok, domnule, vreau să vin la o măsurătoare, vreau să văd dacă am respectiva cifră și le explic. Bă, aș putea da în ăla care a făcut softul, da? Și explic, degeaba o măsură la final. Dacă n-ai măsurat dacă tu nu ai avut măsurătoarea inițială, pentru că dacă, de exemplu, ok, ia o mașină, nu știu, un 3 litri biturbo de 313 cai, vii și o măsori și faci 330. Și tu ai să spui, pe cum, 17 cai? Da, dar dacă ia stoc, făcea 260. Corect. Și tu acum ai 330, ăla înseamnă că și-a făcut treaba. Corect. Dar mașina ta nu corespunde din punct de vedere tehnic. Corect. De asta este bine comparație să facă before, after. Da. Iar în cazul mașinilor, în momentul în care ai, ok, nu poți măsura stoc toate mașinile. Pentru că dacă mașinile îți vin cu modificări hardware, cu componente schimbate, este un risc major inclusiv să o testezi pe standul dyno, fără soft pentru respectivele componente. Pentru că unitatea de gestiune motor nu știe să piloteze piese, ai injectoare mai mare, nu știu, turbine mai mare, riști într-un run wide open throttle să defectezi ceva, dacă chiar vrei să o măsori așa, și oricum măsurătoarea n-ar fi concludentă, pentru că poți să ai o componentă mai mare, upgradată, care necalibrată în unitatea electronică de gestiune, să-ți dea o putere falsă. În momentul în care o vei calibra, te vei trezi că valorile coboară și iese un ghiveci. Ce vrea să zică Dragoș aici a tradus este că dacă puneți doar injectoare sau o turbină mai mare sau filtru sau lucruri care nu sunt corelate cu computerul mașinii și acela exact. Nu reglează niște parametri, degeaba le puneți. Adică nu bine, ajută. Oamenii ar trebui să înțeleagă, pentru că poate nu toți sunt, cum spun, mega cunoscători în chestia asta sau au avut de-a face. Deci orice componentă de pe un motor termic, fie că el pe benzină, fie că el diesel, este strâns în strânsă legătură cu calculatorul de motor, da? Mă rog, cu gestiunea electronică, și este calibrată foarte precis de către cei care au implementat softul mașinii. De aia, orice schimbare de componentă, orice upgrade de componentă, ar trebui să fie acompaniat de un upgrade de soft pentru calibrarea respectivei piese. Ca totul să meargă. Vorbim de la componente active, gen turbină, injectoare, până la componentă pasivă, care sunt senzori. Da. Inclusiv la asta mă refer. Hai să vorbim puțin, că mi-am notat aici, că toți suntem să băgăm acum la început partea aia de soft fără fum. Partea de soft fără fum, voi știți poveștile și zicalele că unde nu-i fum, nu-i putere, unde nu e fum, nu știu ce, așa cum, ce fum scoate, e negru, e bogăție, e bine, știi, e multă benzină, e multă motorină și așa mai departe. Dragoș a început un nou proiect. Nu știu cât de nou e, că are, cred că șase luni de zile. Și a cumpărat un Audi, A6, de la BMW a trecut la Audi, și încearcă să dezvolte mașina, să scoată cât poate, cât mai mult, cât poate mașina respectivă din putere. Cu emisii nule de fum. Fără fum. Fără fum. Adică unde nu-i fum, e și putere. No smoke, more fun. Da. Asta venind în ideea în care Dragoș spune, domne, România, serviciurile care modifică mașini, care fac asta în mod legal și sunt autorizate și plătesc la rar, nu știu, probabil că plătiți și voi ceva, nu știu, habar n-am. Nu, de exemplu, aici eu cu totul alte discuții, da? Pentru că o să trecem și la chestia asta, că domeniul ăsta nu e reglementat de nimic. Nu e reglementat, bun. Și atunci el spune, nu mi se pare normal ca oamenii ăștia să vină să modifice niște mașini, să alea să meargă pe stradă, să scoată fum ca porcul, să polueze, să se întâmple lucruri, fără ca cineva să reglementeze chestia asta. Și atunci e o problemă. Și atunci el merge în direcția în care probabil peste câțiva ani lucrurile astea se vor reglementa, la un moment dat cineva își va da seama și să plătiți și voi niște bani. Da, dar nu cred, dar sper, hai speranța mare ultima. Nu în ideea că, cum să spun eu, ar fi interesați oamenii din conducerea țării la gradul de poluare din țară. Ultima grijă, cât ar fi interesat să mai încaseze niște bani la buget. Da, cred că acolo e ideea și acolo ar putea să meargă în treaba asta. Și să ne spui tu, cum faci tu treaba asta fără fum, adică... Ideea a plecat tocmai pentru a înlătura concepția asta proastă, că, domnule, dacă e un motor diesel, trebuie să scoată fum. Da, în multe cazuri vorbim și de mașini diesel de fabrică, la care softurile sunt concepute, hai să spunem, nu prost, necorespunzător. Am avut eu.
Da. Passat și 2-0, pompe Duge. Și mașinile au emisii. Da. 9-0 da. Kilometri, mergeam în spatele ei cu motocicleta și scotea așa. Mocnea așa, înțeleg? Da. Și dacă mergeam, o foloseam, de exemplu, în oraș, o săptămână, la până în 2000 de ture, mers lejer, prima șpanetă, i-am tras lui unul, uite, mi se face pe găină, mi-a fost rușine, jur. Bă, nu mi-am dat seama, adică n-a fost intenționat, mergeam, era un S negru în spatele meu, impecabil, spălat, nu știu, și am vrut să mă bag într-o depășire și aia, când a intrat turbina, puf, a scoate un de la, un or, da. Nu-l mai vedeam da. În spate. Știu. Probabil zic, era și fără DPF de fabrică. Da, mașina da. Fără DPF de fabrică, dar originală, adică... Da, Euro 4. Da, nimic modificat. Bă, fumul era de speriat. Adică nu mi se părea normal da, să scoată bine, fumul ăla, nu știi? Ne miră cu nimic, pentru că a fost și celebrul scandal da. Dieselgate, unde oamenii au fentat emisiile. Am avut o discuție de asta la un moment dat cu un tip care reprezenta o marcă premium în România și am zis, bă, eu cred că ăștia fac manevre. Și el mi-a zis, nu există mult. La numele ăsta să facă da. Manevre? Păi, uite mă, că au făcut ei alții. Da. Adică, știi? Da, în sfârșit. Unul din lucrurile, de exemplu, care mi se pare îngrijorător, hai să ne întoarcem la... Da, de fapt, fum. E și cazul Audiului despre care vrem să vorbim, dar și cazul BMW-ului și mulți colegi de ai mei de breastă poate să confirme, este faptul că dacă analizez un soft original pe o mașină care este echipată cu sisteme antipoluare, cu filtre de particule, okay. Hai să vezi că pentru a îmbina toate stilurile de condus, pentru că BMW sau Audi vinde o mașină, el nu știe ce fel de tip om de șofer va folosi ești. Și atunci ea trebuie să fie reglată exact, pentru toate tipurile exact. Să se descurce bine în toate condițiile. Pentru cei care, nu știu, să shifteze într-o treaptă inferioară în momentul în care vor să și conduc subturat. Da, exact. Toate aceste softuri sunt făcute să ofere un răspuns foarte bun de la cele mai mici turați. Și atunci, în gestiunea de motor, aici vorbim de diesel, amestecul de aer motorină este lăsat într-o cotă subunitară, ca pe limbajul tuturor, este lăsat într-o cotă în care scoate fum. Ei se bazează că filtrul de particule de pe mașină va capta orice rezidu de fum și în cazurile nefericite în care pe mașina respectivă se înlătură sistemele de antipoluare, și aici vreau să vorbim despre chestia asta, pentru că toată lumea zice, ok, domnule, nu-i în regulă eliminarea, și eu sunt perfect de acord. Nu este ok să eliminăm sistemele de antipoluare. Nu este ok să eliminăm DPF-ul, nu este câștigăm ok să eliminăm AdBlue. Câștigăm cai? Nu câștigăm cai. Nu, în niciun caz. Okay. Văd sensul acestor modificări când vine vorba de motorsport. Ok. Dar pe o mașină normală, niciodată n-am încurajat, domnule, gata, hai să scoatem, okay. Scăpăm de ele. Nu. Un soft bun pe o mașină cu sisteme de antipoluare bune, nu o să cauzezi niciodată nicio problemă. Din nefericire, ce vorbeam înainte de începutul emisiunii, mașinile sunt din ce în ce mai vechi. Corect. Starea acestor filtre de particule este din ce în ce mai proastă. Da? Se degradează. Și rămâne dilema financiară. Ok, ce facem? Îl înlocuim? Plătim un cost similar cu cel al mașinii? Sau îl eliminăm? Ca să fac o paralelă așa simpatică, chestia asta cu eliminatul filtrelor de particule e ca treaba cu manelele la o petrecere. Toată lumea se ferește de ele, dar după ce au ras un șpriț, toată lumea începe să danseze. Deci, corect, da. Până când nu te confrunți cu o chestie de asta și spune unul, ok, îți trebuie filtrul de particule, cât costă? Nu știu, 1000 de euro plus. Și atunci zici, bă, da, plus de asta, legislația actuală la noi nu îți dă niciun beneficiu cai. Dacă tu ai aceste sisteme corect. Active. Corect. Ok, domnule, o reducere de impozit. Corect. O diminuare de taxe de drum. Ceva. Ceva. Da. Ceva. Și atunci omul este pus 50 de bani la... Ok, domnule, ce fac? Litru. Îl scot sau îl plec? Plus de asta, dacă starea unei mașini, nu știu, iau un BMW, sunt care ajung și la 300.000 și 300.000 km plus cu un filtru, care, dacă stai și citești documentația producătorului, spune că trebuie să meargă 180-200.000. Deci ce a mers până la 300.000 e bonus. Corect. Tu, dacă pui un filtru de particule nou, pe platforma aia mecanică, s-ar putea să te trezești că viața lui va fi scurtată dramatic, clar. Pentru că starea tehnică a sistemului de injecții, a turbinei, a traseului de aer, etc., etc., nu este cea corespunzătoare. Și, de fapt, înlături doar efectul, iar cauza rămâne cauza, acolo. Da. Bun, întorcându-ne la ce vorbeam cu softurile de fabrică. Da. Acești, cei care au produs și au fabricat partea software, da, speță Bosch, Bosch-ul face, majoritatea sistemelor de injecție sunt de la Bosch pe diesel. Sunt și Siemens, sunt și Delphi, Delco, etc. Dar cei de la Bosch primesc
task-uri precise de la producătorul mașinilor, vreau să-mi implementez chestia asta. Softurile sunt făcute de așa natură încât dacă, ce spuneam adineauri, dacă se ajunge la înlăturarea filtrului de particule, mașina scoate fum, deși n-ar trebui. N-ar trebui să aibă niciun fel de emisii de fum. Culmea, cam 5% din variantele de soft sunt făcute corect. În sensul că în zona de take-off, da, în zona de spul, da, în zona de plecare, au amestecul gestionat în cote subunitare, supraunitare, unde nu există emisii de fum. Dar foarte puține dintre ele. Foarte, foarte puține dintre ele. Iar aici rămâne la dilema. Ok, este corect ce au făcut cei din fabrică, că se bazează strict pe faptul că, poate, zic, este doar o ipoteză, în ideea în care mașina respectivă n-ar genera fum de fabrică doar în anumite regimuri motor, este ok să o lăsăm așa, poate ar ține filtrul 300.000. Sau dă-i omului mașina, 200.000 să fii sănătos că oricum ține, și asta e treaba. După aceea îți trebuie alt filtru. Și o iei de la capăt. Ce vorbeam la început? Avantaje și dezavantaje. Oamenii nu se prezintă, da, asta ziceam, că ar fi normal ca în momentul unei vânzări, orice fel de vânzare în România, că vinzi servicii, că vinzi produse, că vinzi mașini, că vinzi sandvișuri, că vinzi ce vinzi, să fii obligat prin lege să prezinți 3 avantaje și 3 dezavantaje. Da, că nu se va întâmpla asta. Toată lumea prezintă numai părțile bune, numai avantajele, uite, cumpărăți de asta, că face, drege, e și daia, și daia, și faci economie, și se și întâmplă lucruri, și te vede și lumea bine, și n-ai niciun dezavantaj, totul e perfect. Lucru care nu se poate pe lumea asta, să fie totul pe plus. Bun, hai să discutăm puțin de oamenii care știi foarte clar că sunt, să zicem, pasionați, le plac mașinile, văd în stânga și în dreapta, uite, hai că forumurile poate nu mai sunt așa populare, dar este Facebook-ul, este Instagram-ul, TikTok-ul. Este TikTok-ul, unde e dezastru, este YouTube, sunt tot felul de platforme online unde sunt diversi oameni care vin și prezintă porcării, lucruri care nu sunt adevărate și și-au făcut la mașini și au sute de cai și mii de cai și ăștia văd și vor și ei și vin și zic, uite, eu vreau stage 4, uite, vreau stage 5, stage 1, stage 7, stage 9. Hai să clarificăm puțin ce înseamnă modificările astea la o mașină pe care vrei să o folosești zi de zi, care probabil e singura ta mașină, care te duci cu ea și la muncă, dar vrei să te duci seara și la curse, dar vrei să te duci și pe circuit, dar vrei să și nu știu ce, și nu știu cum, și că vrei pe toate, că lumea așa e, vrea dintr-o mașină să meargă și la piață, să fie și de curse, și puțin, să nu se strice niciodată, puțin, etc., să nu se strice, să și fie de firmă, să se și uite lumea după ea, să... Bun, problemele aici au apărut dintr-o sumedenie de motive, hai să le luăm pe rând, din punctul meu de vedere. 1. Toată lumea ar vrea să obțină putere cât mai mare dintr-un motor, fie el benzină, fie el diesel, cu investiții minime. Și acolo apare o mare problemă, pentru că un soft corect, din punctul meu de vedere, vorbim, hai să luăm cazul unei mașini care este stock. Bun, da. În cel mai rău caz n-are sistem de antipoloare, ok, dar tot stock rămâne până la urmă, pentru că nu e o schimbare dramatică în ceea ce privește hardware-ul respectiv. Bun. Poți obține o putere extra doar prin simpla resoftare, acceptabilă, în care am spus-o, am și făcut niște filme pe care le-am pus pe canalul meu de YouTube, mă rog, mai mult plictisitoare pentru că abundă de teorie, nu știu cât au răbdare să se uite la ele, dar am explicat, aproape orice hardware de pe o mașină modernă este ușor supradimensionat. Asta permite celui care vrea să facă modificări software de genul stage 1, da, cum se denumește popular în piață, îi permite acel spațiu de manevră. El poate trage un pic de parte de turbo, mai poate trage un pic de parte de injecții, până la care urmă, le suportă până într-un punct. Okay. Din nefericire, la noi, omul care este neavizat, nu spun necunoscător, neavizat, este foarte ușor de influențat. Pentru că dacă unul îi va spune, nu știu, hai să luăm un 2 litri TDI Comorail de Audi. Domnule, de la 143 de cai putere. Eu îți fac? Ionel de la Bacău face 175. Vasilică de la Brăila face 184. Și Viorel de la Oradea face 200. Păi lumea zic, ok, mă duc la ăla cu 200. Power. La aceiași bani. Aceiași bani? Da. Sau hai
o diferență mică, să zicem, diferențe mici între ei. Faptul că, și aici vorbim una, dacă ar fi măsurătorile fake, e grav, dar în majoritatea cazurilor, și asta este trendul cu care eu cel puțin mă confrunt în ultima vreme, măsurătorile sunt reale. Sunt oameni care împing într-un stage 1, 46% din performanța motorului în plus, ceea ce este aberant, punând în pericol toate componentele mașinii. Lumea este foarte ușor de dus de nas, pentru că, repet, 200 de cai putere, sună întotdeauna mai bine cât 175. Dă-i omului ce vrea să audă, nu? Exact, exact. Dar nimeni, iarăși ne întoarcem, nimeni nu-i prezintă, în unele cazuri nici nu le conștientizează cei care fac astfel de servicii, care sunt dezavantaje. Bine. Există riscuri. Există mari. În motorsport nu e garanție. În motorsport, da, aici nu e motorsport, pentru că una e motorsport, alta este utilizarea unei mașini cu destinație zi de zi, daily, da? Merg cu ea la piață, mă la servici, mă în concediu, etc. Și de acolo apar o mulțime de probleme. Eu întotdeauna am spus, bă, nu mă pot bucura dacă X din lumea asta a dat Kix cu o mașină, clientul a... I-a făcut, a scris de porci, la aia, pentru că în situații de genul ăsta am stat, au fost câteva situații în țară, n-are sens să intrăm în detalii, dar problemele astea, odată, nu știu, teleportate în media, da, în, nu știu, în online, au devenit subiecte virale. Da. Iar comenturile pe care eu le citeam acolo erau foarte îngrijorătoare din punctul de vedere al faptului că majoritatea spunea, domnule, așa vă trebuie. Bine că vi s-a întâmplat așa. De ce ați umblat voi la mașină? Ce v-a trebuit? Da, ce v-a trebuit? Și chestia asta dăunează celor care își fac treaba. Pentru că ăla care o să facă soft la Audi de la 143 la 175 de cai putere, față de ăla care a făcut 200 de cai putere, pe cuvânt, dacă există, întotdeauna există riscuri. Oamenii trebuie să înțeleagă și o mașină stock. Dacă o exploatezi, ai risc cu ea. Sunt mașini care rămân în pană. Cu atât mai mult dacă îi cer ceva. Dar acel ceva în plus, dacă este făcut cu cap, într-o limită decentă, nu va dăuna mașinii într-o manieră semnificativă. Nu. De multe ori sunt oameni care sună, domnule, bună ziua, mi-ați făcut o mașină, am mers 200.000 de km cu ea, avea 200.000, sunt foarte fericit. Ok. Deci, faptul că nu s-a forțat treaba dincolo de limită decentă, ține cu mașina, ține cu casa, între ghilimele. Și oamenii ar trebui să înțeleagă chestia asta, că până la urmă este vorba de bunăstarea lor financiară. Da. Am văzut cazuri în care s-au stricat concedii de la... S-a stricat mașina în concediu. Nevasta în dreapta, ți-a trebuit, ai făcut tu, faci tu, uite. Scandal. Că... Bun. Știi cum e. Asta discutăm strict de cifră. Cifră care, din păcate, devine inamicul oamenilor de bună credință din domeniul ăsta și mai departe, dacă vorbim de stage 2, 3, cum sunt denumite popular în piață. Și aici este o chestie cu care eu personal nu sunt de acord, pentru că fiecare, sau pentru fiecare, stage 2 înseamnă ceva pentru unul, stage 3 ceva pentru altul. Stai că am schimbat interculorul, stage 3,5, stai că mi se pare niște prostii. Pentru că... Se contactează oameni, bună ziua, vreau să fac stage 2. Zic, nici nu știu ce înseamnă. Zic, haideți să lămurim ce vă trebuie, ce putere vreți să obțineți de la respectivul motor. Da. Și în funcție de asta discutăm. Vedem ce nevoi sunt, ce trebuie, pompă, fără pompă, filtru, fără filtru. Chiar făceam o glumă cu colegi de-ai mei, ne spuneam, noi, e stage 2 sau stage 3, dacă am umblat a doua sau a treia oară la mașină. Am umblat 4 ori, stage 4. Stage 11, stage 10 plus. Nu există. Bun. În momentul în care intrăm și partea asta de resoftări, nu mai este suficientă pentru atingerea unei puteri corecte, da? Nu vorbim de cei care forțează nota, inclusiv în acest stage 1 denumit popular, este vorba de upgrade-uri. Deci avem nevoie de upgrade-uri. Avem nevoie de upgrade-uri de componente active și pasive, cum am spus. Da, senzori și piese care chiar joacă un rol în funcționarea efectivă sau în generarea puterii. Bun. Fie că vorbim de motoare pe benzină, fie că vorbim de motoare diesel, ce folosește un motor în funcționare? Aer și carburant combustibil, după caz. Amestec, acolo e secretul. Amestec. De aia, dincolo de senzori, care, ok, trebuie să fie să-ți upgradați. Spună, okay, să-ți spună ce se întâmplă. Este nevoie de componente mai mari pe parte de aer și pe parte de combustibil. Injecții de combustibil sau de carburant. Ok. Chestia asta și solicitările pentru acest tip de modificări au deschis
domeniu și au apărut din ce în ce mai mulți prestatori de servicii care oferă upgrade-uri de genul ăsta. Dacă în cazul unui sistem de injecție, că e benzină sau că e diesel, la diesel este foarte complicat. Din punctul meu de vedere, în România, nu știu dacă avem sculine și pricepere necesară să facem upgrade-uri pe sisteme de injecție diesel. Injecție, doar, da. Doar poți să folosești, sunt cazuri în care, pentru că dezvoltarea majorității platformelor pe mașini gen, nu știu, BMW, Audi, s-a făcut, așa zisă, dezvoltare prin similitudine. Ok, poți să folosești componente de la motoare mai noi, care, din fericire, sunt bolt-on, sau relativ bolt-on, pe motoare mai vechi. Și în momentul ăla, ok, puterile mașinilor au crescut. Dacă ne uităm cu 10 ani în urmă, un 3 litri diesel avea, clar, single turbo avea 230 de cai, 225 de cai, iar acum un 3 litri diesel, 272, 286 de cai, deci deja vorbim de... Au făcut 26, și ei soft. Da, da, exact. Sau avântul tehnologic în ceea ce privește motoarele cu două turbine, cu trei turbine, cu patru turbine. Patru turbine, extraordinar. Este extraordinar. Adică da. Să luăm motorul de la BMW, acel M50 diesel ultimul, care este echipat cu patru turbine, este un motor care face peste 400 de cai real de fabrică. Am măsurat destul de modele și am văzut clar de ce stă stare. Este o mașină care cu stage 1 poate să facă 500 de cai putere. Da. Este incredibil. Da. Ok, luând și urmând modelul ăsta, clar putem folosi componente. Vrei un diesel din 2010, poți să-i pui componente din 2020. Cu o calibrare corespunzătoare vei obține un rezultat bun. Dar în momentul în care ești lipsit de orice sursă de upgrade OEM, pe parte de injecții, din punctul meu de vedere, în țară, nu cred că există. Sper să mă contrazică cei care să vadă chestia asta sau să apară, spune dumneavoastră, noi. Da, facem noi. Știm să facem. Da. Da. Și în momentul ăla putem discuta. Dar eu nu știu de un caz de modificări cu succes pe parte de sistem de injecție diesel la care suntem pe chestia asta. La benzină e relativ simplu, pentru că există upgrade-uri de genul și OEM, dar există o plajă largă de oferte în ceea ce privește upgrade și la sisteme de injecție directă și la cele indirecte. Dar la diesel nu este așa. Bun. Asta am tratat partea de carburant combustibil. Pe parte de aer, atât la diesel cât și la benzină, ajungem la niște probleme fenomenale. Pentru că... De ce nu punem filtru? Simplu. Pui filtru, spor și gata. Pentru că, dincolo de o admisie, ok, nerestrictivă, da, și aia este necesară. Da, nu e nevoie să râdem, ok, da, domnule, am pus filtru. Da. E nevoie bine să pui un filtru, ok. Pentru că s-ar putea pe la OEM cald să te trezești că l-aspiră, îl trage cu totul, da, prin carcasă. Okay. Dar, pe parte de upgrade-uri turbo, lucrurile stau foarte prost în România, din punctul meu de vedere. Pentru că, unu, calitatea serviciilor este, nu știu, pot să spun, medie. Ok. Însă, în cazul cel mai mare, cu care cel puțin eu mă confrunt, dar și ceilalți, este faptul că, în încercarea de a vinde aceste produse, domnule, îți fac o turbină, ok, furnizorul turbinei promite clientului niște chestii total irealizabile. Și acele chestii irealizabile cad în sarcina softistului pentru a fi implementate. Bă, am înțeles o dată, două ori, am înțeles că este marketing, am înțeles că este vorba de trebuie să vindem, dar la un dat eu nu pot să fac ziua ce visați voi noaptea. Nu se poate implementa, din păcate. Da. Și chestia asta s-a înrăutățit de la o zi la alta. Sună oameni, de exemplu, ok, că tot vorbeam de BMW, că cu asta am făcut motor sport și am făcut rețete pentru, nu știu, dintr-un 3 litri diesel să putem face ușor peste 400, ușor, să facem peste 400 de cai putere. Poate am făcut, nu știu, cele mai multe mașini de genul ăsta, poate le-am făcut eu, sau poate sunt alții care au făcut mai multe, dar având un eșantion de 10-15 mașini, bă, pot să trag o concluzie, ok, 5 din ele au funcționat perfect, 3 din ele aveau probleme la motor, rezultatul a fost satisfăcător, restul nu au funcționat pentru că au probleme mecanice. În momentul în care sună un client care are lecția învățată de la alții, și spune, domnule, vreau să fac stage 3. Zic, ok, întreb, câți cai putere vreți să obțineți de la respectiva mașină? Și el spune, cam 4-500. Lejeritatea
De 100 de grame? Lejeritatea. Dar nu, deci lejeritatea cu care omul ăla rostește. Eu nu-l condamn. Întotdeauna am zis, bă, eu sunt semn de maturitate, să mă gândesc în spatele simplei afirmații ce are la bază. De unde a ajuns ăla la concluzia? Că ok, vreau să fac cam 4-500 de caractere. Deci lejeritatea cu care respectivul individ rostește cifra asta, pentru mine este foarte îngrijorătoare. Pentru că oamenii nu înțeleg, ok, dintr-un diesel de 10, de 15 ani de zile, care are, nu știu, 230, 250, 280 de cai la bază, tu vrei să faci 150 de cai în plus, vezi, aproape peste 56 din putere extra, crezând că ce, că o să mergi la piață cu ea în fiecare zi? Da. Că nu o să se strice niciodată? Nu. Că o să funcționeze perfect, va funcționa perfect, nu știu, una din 10, pentru că restul, oricum, au un rulaj extrem de avansat. Da, și au componente uzate. Da, nu uzate. Sunt bune din punct de vedere tehnic. Da. Iar 500 de cai putere, din punctul meu de vedere, sunt vise. Din punctul meu de vedere, sunt mulți cai. Mulți cai, rău. Chestia cu dictatura, cu avantaje, da. Dezavantaje. Da. Explică-i unui om că dacă tu vei face un motor diesel, dau exemplu, un BMW de 286 de cai putere, o să-l faci de 450 de cai putere. Am o veste proastă, nu o să poți să mergi cu 300 de km pe oră tot timpul cu el, pentru că îți va strica. No. Inerent se va strica. Ok, componentele de pe mașină sunt relativ supradimensionate, dar nu în asemenea măsură în care se preia stres termic la 56 de extra putere. Adică există, se pot face calcule de căldură, de juli, unde se poate demonstra exact, bă, nene, nu, nu o să facă față. A, că vrei să faci un proiect de ăsta, să-l upgradezi și sistemul de răcire, e lăudabil, dar vorbim de resurse financiare și de priceperea unor oameni, nu știu, eu nu mă pricep, ce ar trebui să fac la un sistem de răcire ca să mamă, facă față. Să țină de la, nu știu, dublu de putere, la abuz susținut, ca așa să o punem pe pistă, să o tragem 12 secunde, țin. Și de acolo ne trezim cu problema, păi da, dar am mers cu 300 de ore, s-a stricat. Ok, mers cu 300 de ore, pentru că cine ți-a făcut respectivul serviciu nu te-a pus în temă, nu ți-a explicat. Și toți cei care nu explică oamenilor, nu îi le prezintă acele trei avantaje, trei dezavantaje, da? Sunt vinovați de poluarea informatică care există în domeniul ăsta. Cum ziceam și la început, minciuna prin omisiune, tot minciune, da, rămâne. Băi, explică omul, băi, nene, eu îți fac. Ok, da, vezi că te supui la niște riscuri. Va trebui să mergi ușor cu ea, va trebui să ai grijă, nu să va trebui lași, să o tratezi. Să răcească, să facă, exact, să dreagă, să nu, stai, să-i dai, să te uiți, să analizezi, să urmărești. Cu 300 km pe oră, pentru că îți va, da, strica. Da. Este pe răspunderea ta, vrei să o, da, faci, păcat de buzunarul tău. Da. Da, și din păcate, acești furnizori de upgrade-uri, că aici de aici am plecat, de multe ori promit clienților chestii realizabile. Dacă, de exemplu, în cazul meu, să lovesc de un refuz, vor merge la altul, pentru că oamenii deja au cheltuit, banii sunt dați, produsul este vândut. Altul nu va reuși să le implementeze, da, chestia asta. Dacă vor face 1, 2, 3 încercări, ok, unul refuză, unul încearcă, nu merge, încearcă la al doilea, ăla la lungă, se vor întoarce la furnizorul piesei, iar ăla este foarte la îndemână să invoce tot felul de motive de genul. Chiar dacă sunt adevărate, chiar dacă nu sunt adevărate. Păi ai, da, probleme la motor, păi ai probleme la injectoare, ai probleme la... Bun. Consider că este ok dacă unui om îi explici de la bun început. Bine, facem, eu îți fac, dar trebuie să-ți fie mașina ok. Trebuie să găsești un softis bun. Trebuie să ai grijă de ea, da, da, etc., etc. În momentul ăla, lucrurile ar fi foarte clare. Problema și care este? Foarte mulți dezarmează. Și se pierde clienți, vânzarea. Și se pierde vânzarea. Eu când lucram în vânzări, eu vindeam 7 mașini pe lună, colegii mei vindeau 20. Eu eram consilier de vânzări și consideram că trebuie să-i spun omului care își cumpără mașina tot, tot și că se poate strica pe transport, da, și pentru ce că asta presupune. Este responsabilitate. Și că mai am 2 luni de zile care pot să prelungesc termenul de livrare și că mașina vine așa și că face așa și că trebuie să plătească aia și că n-are covorașe și că n-are roată de rezervă dacă vrea trebuie să-și ia și covorașele dacă, da, de ce n-are covorașe? Asta e așa, că toată lumea în vânzări și în achiziționarea de mașini noi, toată lumea își punea problema de ce mașinile vin fără covorașe. Nu este normal ca mașina să nu aibă covorașe din fabrică. Răspunsul este acum și în premieră să-l afle toată lumea. Covorașele din fabrică costă 100 de euro ca opțiune sau costau pe vremea respectivă și erau textile.
dacă mașina venea fără covorașe și tu îți cumpărai covorașele de cauciuc originale de la reprezentanță, erau vreo 60 de euro. Și atunci, ăsta era argumentul pentru care nu dădea nimeni, nu punea nimeni 100 de euro în plus la mașină ca să vină cu covorașe textile, când toată lumea își dorea de cauciuc. Și atunci, asta era ideea și mașinile se comandau fără acele covorașe. Și discuțiile erau astea. Dar, repet, eu, ca să vând acele 7 mașini, îmi lua cam 2 ore de client, în care explicam și omul poate nu cumpăra, și colegii mei care aveau un calculator în fața lor și nu în fața clientului și vedeau, și clientul venea și spunea: am nevoie de o mașină în 2 săptămâni, și el spunea: am una aici pe stoc în 2 săptămâni, hai să semnăm. El știa clar că mașina vine în 2 săptămâni, el știa clar că în contract mai poate să prelungească 2 luni, el știa clar vânzătorul, dar alegea minciuna. Alegea minciuna prin omisiune, da. Ca viața lui să fie mai ușoară pe moment, ca pe termen lung să nu știe cum să se ascundă până showroom, să nu răspundă la telefoane, să-l caute ăla, să nu știe că nu vine mașina. Și ei vindeau 20, eu vindeam 7. Și atunci, de asta spun, că și la vopsitorie prefer să le spun oamenilor că nu iese, că se va vedea diferență, că trebuie să plătească de 3 ori prețul. Da, asta dăunează business-ului. Bineînțeles că dăunează business-ului și bineînțeles că am mai puțin clienți. Dar eu le spun următorul lucru. La cât câștig la o piesă, la o mașină, nu merită să mă cer cu ei. Dacă vor să și ne certăm, cap și stresul, da. Dacă vor să ne certăm, cu mare drag, dacă îmi plătesc mai mulți bani, e viața mea. Să mă cert, să mă contrazic, să mă nu știu ce. N-am nicio problemă, dar asta spun. Oamenilor le e frică să-și asume lucrurile. Nu vor să spună de dezavantaje pentru că consideră că oamenii respectivi nu apreciază sinceritatea, nu apreciază faptul că oamenii își iau din timp și le spun și bune și rele și ce se poate întâmpla, da, și atunci urmăresc doar rezultatul. Eu sunt perfect de acord, dar omul ar trebui să înțeleagă, pentru că e vorba, da, cum ar am zis, să de bunăstarea lui financiară. Da. Eu le-am spus atunci, oamenii nu ne cunoaștem. Singura pârghie pe care pot să o acționez împotriva voastră ca să reacționați este cea financiară. Da. Eu știu că poate e greu de crezut că în 2022 cineva vrea să-ți dea un sfat în folosul tău. Da. Să spună, nu-mi da, da, bani, da, pentru că da, nu e ok. Nu o să fie rezultat, da, bun. Oamenii da, sunt ușor confuzi, da, în momentul, spun, domnule, nu vrea, domnule, n-avea chef. Nu vrea să-mi facă mașina, dar nu vrea să-mi facă mașina mea. Stai un pic, că lucrurile nu sunt, că da, ne întoarcem la ce spuneai, da, de TikTok, de Facebook, da, lucrurile nu sunt atât de simple. Și l-a vopsit o piesă și l-a modificat o mașină. Da. Salut, vreau să vopsesc o piesă, dar da, vină, gata, vopsit-o, dă banii, la revedere. Da, la revedere, da, da. Lucrurile sunt foarte complicate. Pentru că l-a vopsit, nu știu, poate a lucrat altul înaintea ta acolo. Sunt și atâția factori care poate să influențeze. Sunt un milion de lucruri. Și ne-am spus, oameni buni, nu-i ca pe Facebook, nu-i ca pe YouTube. Am venit, am făcut, am plecat. Alea sunt 5% din scenarii, se finalizează așa. Eu le spun că nu au experiență de service. Da. Nu au, voi n-ați fost, v-ați născut ieri. E normal, nu s-a născut nimeni învățat. Toată lumea a intrat în viață și a luat o mașină la 18, la 20, la 25 de ani, fiecare cum a putut, și s-a lovit de viață. Înțelegi? Care s-a dus la service și a zis, ce să facem? Păi mă duc, fac programare, nu știu ce. Da, bun. Am venit la cât? La 11. Domnule, de ce nu băgați, domnule, mașina la 11? Stai, domnule, că nu e așa. Domnule, mi-ai zis că e gata în 3 zile. De ce e gata în 5? Domnule, mi-ai zis că mă costă 170 de lei, dar m-a costat 350 de lei. Păi când am desfăcut aia, s-a rupt și rupt. Păi da, da. Păi dar e vina mea că s-a zis vechi. Sunt aia. Nu mai repară mașini vechi. De ce nu mai reparați, domnule, mașini vechi? Păi uite, domnule, de ce nu mai repar mașini vechi? Da. Că tu vii să schimbi uleiul și de la 1 lei ajungem să schimbăm puntea față. Și eu mi-am, cum să spun, eu mi-am bugetat că fac mașina aia într-o zi și am făcut-o în 7. Și dacă zic ție că trebuie să-mi plătești 70 de milioane, da, că am ținut mașina 7 înțelege, zile, da, și o să zic, păi da, de ce, domnule? Păi uite de ce, că eu în alea 7 zile făceam banii ăștia. Și am stat, e foarte complicat cu oamenii. Și exact cum spuneam și înainte de începerea filmării, veștile proaste, propaganda proastă, știrile proaste, glumele proaste, șocurile în cutie, șocurile în motor, toate informațiile astea de stupiditate și de penibilism se propagă foarte repede, da, în detrimentul informațiilor utile. Și oamenii nu mai au timp de pierdut să studieze în... vezi tu, în manuale, să zice, sau în cărți, pentru că asta e discuția. Acum trăim în era tehnologiei și a vitezei și ți-e foarte greu tu, care ești un om, să zicem, corect și vrei să faci lucrurile așa cum trebuie, să ții niște informații corecte din internet, știi? Că da, pentru că ponderea informațiilor eronate
E mai mare? Mult, este da. Mult, dar nu mai mare, da. Semnificativ mai mare da. Decât cea a informațiilor corecte. Da. Și ca aia, dacă unul 5 spune un lucru, era 5 îți spun că ești beat, s-ar putea da. Să fii, s-ar putea să da. Fii beat. Da. Uși, iar unul încearcă să spun, păi nu, e așa. Da. Nu, bă, n-are cum. 5 spun că e așa. Și, în general, oamenii preferă să ia, cum să spun, informația care le convine lor. Exact da, cum corect. Vorbeam, știi? Omului domne, îi am place un... să-i se spună ceea ce ar da. Dori să audă. Că mașina am... lui este cea mai bună. Da, că face, că drege, că vină la mine. Că o să zboare, că o să da. Coste puțin, că o să da. Meargă, da. Ok. Dar, la final, realitatea cu care se confruntă, în scenariul în care, negativ, în care lucrurile merg prost, îi aduce cu picioarele pe pământ. Cel puțin raportat la domeniul meu, la domeniul de tuning, consider chestiile astea sunt dăunătoare pentru că, overall, unul care are o experiență proastă, o să spună la un moment dat, indiferent că l-aș face treaba, el nu mai știe. Da, este dezamăgit clar. Și o să zic că fereația naibii cu tuningul vostru cu tot. Da, faceți voi. Și știu cazuri, îmi semnalează colegi de-ai mei din domeniu și îmi spun, domnule, din ce în ce mai mulți oameni îmi zic, bă, nu vreau să mai aud de tuning. Oameni, ok, care au relativ putere financiară, se duc și își cumpără o mașină care are deja din suficientă fabrică. Putere de fabrică da? Și nici nu vreau să aud, nici roțile nu-i de schimb. Nimic. Nu vreau să mai aud de voi. Da. Și asta este păcat, repet, pentru cei care își fac treaba, care sunt sinceri față de oameni, care explică clienților dezavantajele și avantajele și, rele, da. Și bunele și relele din toată chestia asta. Și am senzația când ne învârtim într-un cerc, vorbeam și cu colegi de-ai mei de echipă, le-am zis, bă, cred că astăzi este ultimul efort pe care îl mai fac. Ca să înțeleagă oamenii, da. Să explic oamenilor să fac un mic efort, exact cum ai spus tu. Bă, documentați-vă un pic. Eu un nu pic. Spun, dom'le, veniți la mine. În niciun caz, n-am zis veniți la mine. Bă, da, faceți-vă un pic temele. Nu vă duceți la primul care vă ies în cale, indiferent despre ce serviciu vorbim. Aici nu vorbim de tuning, de orice. Da, orice. Bă, da. Nu-l luați pe primul. Pentru da. Că oamenii care sunt serioși și au făcut ceva, o să aibă niște referințe într-un domeniu. Bă, am fost, nu știu, unul care vopsește poate să duce și da. Prezintă o mașină. Bă, da. Asta este mașina mea, am făcut-o. În da. Tuning, uite, dacă ajunge la chestia asta cu da. Motorsportul, da. Ai să vezi oameni care, din domeniul ăsta, care vor evolua motorsport, indiferent de ramura motorsportului, tocmai ca să arate lucrurile de care sunt în stare. Corect. Și ăla, din punctul meu de vedere, este un punct de referință foarte bun. Pentru că nu degeaba exact ce discutam la început, da? Marele uzine nu degeaba se angajează în confruntări de genul, nu știu, VRC, Le Mans, Formula 1, Formula 1 etc. etc. Da? Da. Aia nu fac de plictiseală, pentru că se toacă niște sume uriașe. Ei o fac ca să demonstreze publicului de rând, bă, noi, nu știu, noi Ford, suntem da. În stare, că n-am vorbit de Ford, uite, spune-și de Ford. Ford, da. Noi Ford, suntem în stare să facem chestia asta. Noi, Audi, facem treaba asta. Și nu-i de acum, adică chestia e din... Din totdeauna, marketing. Din totdeauna, da? Da. Dar au făcut niște eforturi strict pentru a demonstra capacitatea lor de a în ceea ce dezvolta privește, lucruri, de a dezvolta lucruri. Da? Da. De a găsi soluții tehnice. Oamenii de rând, da, cumpărătorii, ar trebui să se ghideze după treaba asta și atunci îl spune, ok, mă duc să-mi cumpăr Ford, că a mers mai tare decât aia de la Audi. Dau un exemplu. Da. E, noi, la scara noastră, deși suntem la, nu știu, 1 la 1000 din da. Nivelul ălora, din punctul meu de vedere, trebuie să luăm chestia asta ca pe o lecție și să încercăm și noi să facem același lucru. De asta, eforturile care se fac, ok, în cazul nostru, al serviciilor de resoftare, cel mai bun domeniu în care poți promova abilitățile în ceea ce privește manevrarea acestor sisteme de gestiune electronică este partea de drag racing. Pentru că acolo se referă, dincolo de suspensii, gume, caroserie, etc., cum spun, ponderea în performanța mașinii, ponderea cea mai mare, o are strict puterea brută a motorului și modul în care asta este transmisă către roți. Bun. Sunt firme, eu și alții, care au făcut eforturi foarte mari. Și când spun eforturi foarte mari, sunt eforturi foarte mari. Și de timp, da. Și eforturi financiare, și eforturi de dezvoltare. Încercări eșuate. Să nu creadă cineva că, mamă, am făcut, am tot pus aia din și prima tot ai mers, nu, ai, nu, da, au ai... intrat o mulțime de chestii, cum spun eu. Multe intră și ies. Nu, da. Nu rămân. Da. Deci nu rămân. Mașina întotdeauna a stăcat de un filtru. A oprit ce a fost bun. Ce a fost mai bun.
Dar eforturile astea pe care oamenii le fac și prezintă, ok, bă, mergem, acum, de exemplu, a fost ultima etapă la Arad, a fost o căldură îngrozitoare. Au bubuit multe mașini, am auzit. Îngrozitoare. Da. Bă, nene, este o, din punctul meu de vedere, a fost un test de anduranță. Pentru că dacă o mașină pregătită pentru curse a reușit să evolueze la 40 de grade, în aer, că la pistă, da, se topeau papuci, pe sol, da, se topeau papuci. Dar clienții ar trebui să înțeleagă, bă, în funcție de temperatură și aceste mașini merg mai tare sau mai încet, de aia, după ce plouă, mamă, trage, da, forță, da, tocmai. Mai mult aer, exact, intră acolo, bubuie mai tare, exact, pinge pistonul. De asta, că vorbeam de Facebook și de TikTok, e un pic necinstită, nu știu, comparația sau abordarea unora care absentează de la evenimente de gen, de a promova mediul online tot felul de... Există acum drag racing, se face, da, pe cronometrare, nu știu, Porta 3, Race America, etc. Uh-huh. Nimeni nu contestă acuratețea măsurătorilor de la sistemele astea care sunt accesibile oricui, gen okay. Draghi, gen da. V-Box. Da. Nimeni nu contestă faptul că aceste sisteme măsoară ok. Ok. Clar, în momentul în care tu ieși în mediul online și prezinți o măsurătoare, n-are nimeni cum să-ți o conteste. Okay. Dar este un pic necinstită comparația unor mașini, atât timp cât aceste mașini nu rulează în condiții similare. Nu putem să spunem, bă, eu am făcut o treabă mai bună decât tine sau mai proastă. Atât timp cât eu rulez pe pistă la 40 de grade ziua. Eu la 20, eu noaptea, eu cuvântul în spate. Iar eu rulez noaptea, cuvântul în spate, fără interior și zic, bă, nu. Bă, hai să punem în aceleași condiții, în aceeași încadrare, într-o grupă de curse, astfel încât comparația să fie cap la cap corectă. Da. Pentru că ne-am spus atoții, bă, ok, am avut inclusiv colegi de echipă care poate, repet, sistemele de cronometrare gen Draghi, da, că ăsta este cel mai accesibil oricui, poate fi folosit ca un instrument de verificare. Nu spune nimeni nimic. Am colegi care, mamă, am mers X timp, da, sparg când vin la pistă. Și am spus, felicitări, dacă tu vei fi capabil măcar să-l replichezi timpul ăsta, nu să-l îmbunătățești, să-l da, replichezi să mai la faci 40 de grade afară, ești zic tare, că ești tare. Și nu s-a întâmplat chestia asta. Păi, pentru că dacă luăm, cazul, dacă luăm cazul unei mașini diesel unde temperatura motorinei este crucială, imaginează-ți dacă temperatura solului este de 40 de grade plus conductele și mașina aia acolo stă într-o coloană unde așteaptă. Anvelopele oricum se răcesc, că 40 de grade nu sunt suficient da, pentru o anvelopă, să fie cald. Combustibilul se încălzește și la final te întrebi pe punct, dar acasă, noaptea, mergeam am ok, frumos, iar aici nu mai merg ok. Da, tocmai. De-aia cei mai buni timpi, cel puțin la noi, la Drag Racing în România, s-au obținut de fiecare dată la etapele din septembrie, timpurii sau târzii. Corect. Fie în primăvară, fie în toamnă. Da, cele din vară sunt doar așa, nu știu, de verificare. Da. De asta spun, oamenii ar trebui să înțeleagă în momentul în care evaluează performanțele unor firme, unor mașini. Bă, ăla a mers atât, ăla a mers atât. Bă, da, dacă unul merge pe TikTok și unul merge la 40 de grade pe pistă, nu comparăm mere cu pere. Corect. Iar accesul la Drag Racing este liber oricui. Nu da, este... Da, da, doar da, că trebuie făcut un efort. Eu la finalul etapei de acum de la Arad am zis, bă, felicit în mod special spectatorii care au suportat. E greu acolo da, în câmpul ăla, e greu. Dar zic și toți participanții cu motoare între 500 și 5000 cm cubi, zic, sper că i-am prins pe toți, pentru faptul că au venit și au rulat acolo. Nu contează, nici da, nu mă interesează cât. Faptul că voi v-ați prezentat acolo este demn de respect da, și asta înseamnă că ați încercat și ați făcut un efort dincolo de a sta în confortul casei și de a scrie canapea și, comentăm da, și exact ca la fotbal. Da, era da, da. Când te-ai dus tu prima dată la Drag Racing? De mult, nu știu, am început, nu, unul pe... Am pus întrebarea greșit. Când te-ai dus prima dată la Drag Racing cu intenția de a reprezenta complet Cipiaș? Adică când te-ai dus așa profi, avut, să zicem, da, știi? Când te-ai hotărât da, de am avut, pe treabă. Primul proiect a fost un Opel Speedster. Ok. Cu motor 2 litri turbo benzină. A fost o evoluție, între ghilimele, foarte bună, în sensul că la momentul ăla am început de la 11,2 secunde. Pe următoarea secunde, participare okay, am coborât la 10.0. Chiar eram la un pas de a bate la
de a depăși bariera, de a coborâ în 9 secunde, după care evoluția a fost foarte bună, în sensul că a mers 10-3, 10-5, 10-8, 11-1, 11-5, 11-8, la 11-8 am zis, bă, cred... Nu mai vin! Cred, nu mai vin! Cred că este momentul, da, cred că este momentul, nu. Personal mă consider o persoană ghinionistă la chestia asta și am zis, bă, cred că este momentul să ne oprim, pentru că clar... Facem ceva greșit? Da. Okay. Am încredințat mașina, adică am vândut-o, au încercat alții să facă... N-au reușit să facă nici măcar cât făcusem eu, deci am zis, bă, clar, problema n-a fost la mine. Asta e platforma, asta e mașina. Da. Bun. Și din momentul ăla am portat cam totul către direcția dieselului. Dar stai, Opel era Z20 sau ce? Z. Z. Păi da, acolo era problema. Da. Da. Acolo era problema. Dacă era C20 LED, sigur îmbunătățeai. Așa. Bun. Și din, cred că din 2016... Ai trecut la diesel. Am trecut la diesel. În 2016 am avut... Dacă mă speriam și țipam. Trage asta. În 2016 am avut... cred că la... În, da, cred că în primul campionat. Am obținut record național la diesel. Cu un Seat Ibiza la acel moment. Și în paralel... din tot în perioada 2016, nu mai țin minte, 2016-2017. Nu contează, așa, aproximativ. Că nu... Unul din bunii mei prieteni a venit la grupele de street cu un BMW diesel. Era relativ nouă mașina la momentul ăla, era un BMW de 2015-2017, platforma foarte bună și foarte repede a doborât orice timp care erau în România la momentul ăla, erau de referință. Recorduri, zice, adică recorduri, cum ar veni național. Astfel încât la finalul lui 2016-17, mă rog, aveam atât record național la diesel, și la stradă, și la profi. Deci aveam și pe cel general. Chiar cel general a ținut vreo 3 ani de zile, tot noi l-am doborât ulterior. Mm-hmm. În 2018 am schimbat platforma, am construit... mă rog, primul E90-335 X-Drive, era o mașină care nu... ea nu există de fabrică. Okay. Există doar 335 propulsie, da, de spate. Da. Sau există 330 dar 4x4, nu 335, dar 335 X-Drive nu există. Ok. Ideea n-a fost originală, nu m-aș fi niciodată să recunosc, că am văzut-o în străinătate. Da, nu, asta culmea iarăși, este că... iarăși nu mi se pare nimic greșit să ne luăm după aia care sunt acolo. Nu e nimic greșit că ea sunt acolo și noi suntem aici. Da, eu am spus întotdeauna, zic, bă, faptul că... ce e bun, nu e nicio rușine. Da, faptul că unul face ceva, automat va da aripi celorlalți care zic că, bă, dacă ăla a făcut... fac și eu. Că se poate face. Da, bineînțeles. Dacă e greu, ok, vom vedea. Dar dacă ăla a făcut, sigur putem face și noi. De asta, asta zic eu că este cheia... spre evoluții. Da, bineînțeles. Că altfel am rămâne toți. Da. Nici nu mă uit, bă, ce nu faci? Exact. Știi că e filmulețul la bomba atomică, puteți să o... Da, dom'le, tu un cocic o dezamortizezi. Ce, dom'le, nu-i făcută tot de oameni? Da, corect. corect. Du, dom'le, corect. Nu-i problemă, dom'le, dezamorsăm. Da, și am... așa, facem un scurt rezumat la toată chestia asta. Am construit acel 335 X-Drive. Fix la începutul lui 2018 am doborât din nou recordul național la street. Era deținut tot de noi, dar de vechiul BMW ăla din 2015. Chestia asta ne-a dat aripi și am construit o copie 1 la 1 a acestei mașini, doar încadrabilă la grupa de profi. Okay. Mașină care foarte repede la acel moment, cred că din a treia participare, a doborât și recordul național ăla de demult. În iarna lui 2019 am schimbat setup-ul mașinii complet. În primăvara, iarna 2018-2019. În primăvara 2019 a fost, din punctul meu de vedere, cred că cea mai spectaculoasă etapă de drag racing, din punct de vedere al dieselului în România. Mm-hmm. Pentru că demersul meu de a veni la profi cu mașina respectivă a atras interesul. Grupa de profi diesel era pierdută, grupa de dieseluri mari era pierdută. Adică nici nu existau concurenți sau cei care veneau aveau pe nimeni, mai slabi decât cilindriile mici, pentru că nu interesa pe nimeni grupa respectivă. Ei, chestia asta a atras interesul și altor colegi, iar în martie, 2019, în România, s-a mers 9 secunde cu diesel. Chiar Bogdan Niculescu spunea, domnule, să vedeți că noi în România vom avea dieseluri de 9 secunde în curând. Și chiar așa s-a întâmplat. Rând pe rând, mașinile au coborât. Prima a fost Doru Toma, cu tot cu un BMW 135 X-Drive.
urmat de Ciprian Tofan, care din păcate nu mai este printre noi, cu a treia. Da. Și ulterior am reușit și noi în finale să coborâm. Deci au fost trei mașini, trei proiecte total diferite, trei concepții diferite, trei echipe diferite, care au mers rând pe rând, 9,9 secunde. Deci nivelul la diesel în momentul ăla s-a dus, pentru că performanța asta, suntem în 2020, n-a mai fost repetată de atunci. Nu mai există altă mașină diesel de 9 secunde la noi în România. Astea trei au fost. Mm-hmm. Odată cu dispariția lui Ciprian și drumul lui Doru și al meu, sau, mă rog, noi am stat într-o colaborare foarte strânsă, dar prioritățile s-au schimbat. Noi am continuat cu proiectul de profi până când am considerat caroseria depășită. La finalul 2019 rulasem 9,5 secunde. Asta ne plasa conform clasamentului Drag Race List în locul 3 pe Europa. Okay. Mai existau două mașini în fața noastră, două dieseluri de cilindrie mică, dar foarte ușoare. Vorbim de mașini care au în jur de 800 de kg fără șofer. Mașina noastră avea 1400 de kg. E ca lupta, ok, și cilindrie e mai mare, da, dar ar trebui ținut cont de raportul cal-putere pe kilogram. Pe greutate, corect. În iarna lui 2019 am schimbat total proiectul, în sensul că am trecut pe caroserie de seria 1 și din cauza masei mai reduse. Mare chestie n-am făcut, pentru că regulamentul ne obliga să ne instalăm și roll cage odată ce am coborât sub 9 secunde. Ce am mai pus din roll cage, ce am mai dat jos din caroserie, au fost cred că vreo 70 de kilograme diferență între caroseria veche și caroseria nouă. Targetul de atunci fixat a fost, domnule, ok, hai să încercăm să dăm jos recordul pe Europa. Recordul era de 9,24 sau 27 de secunde. 9,27 era recordul, era deținut de niște băieți din Portugalia cu un Volkswagen Polo. A existat și acolo o discuție că, de fapt, timpul n-ar fi fost. Noi am zis, bă, ăla-i timpul, ok, trebuie să-l dăm jos. Iar în 2020, în primăvară, pe pista de la Kunmadaras din Ungaria, am reușit să obținem 9,24. Și în momentul ăla ne-am dus pe locul întâi, conform clasamentului Drag Race List, pe mașini diesel. Au mai fost câteva tentative de a îmbunătăți timpul. Din păcate, problemele tehnice cresc exponențial odată cu coborârea în timp. Platforma diesel este slabă din punct de vedere al pieselor, nu prea există upgrade-uri, foarte greu. A fost o chestie de, iarăși, trial and error, aia merge, aia nu merge, aia merge, aia nu merge. Iar în 2021, la început, am reușit să mai coborâm încă o dată timpul, am rulat 9,1 secunde, care a rămas, mă rog, record la noi, record național la diesel, cât și record european, că nu a existat alt timp. Acum setup-ul mașinii s-a schimbat complet. Sperăm să putem dobori bariera celor 8 secunde, dar vom vedea. Este greu. Ai mers cu mașina în configurația în care am văzut eu la aici vreodată pe pistă? Nu. Niciodată, nu? Nu. Am făcut doar câteva teste pe stradă, într-un cadru, mă rog... Da, cât se poate de sigur, să exact, zicem. Da. Hai să zicem chiar drum nepublic, dacă există da. Formularea da. Privat, asta. Să zicem, exact. Privat. Rămâne de văzut, nu știu. Este când o duci la drag? În septembrie. Deci venim mergem în septembrie la Arad, să știi. Da, categoric. Să vedem. Hai că e mișto etapa de drag din septembrie, chiar vin mașini tari. Dacă adică Bogdan Niculescu se ține mergem. De promisiune și face ce? Etapa... Ce? Zic. Nu, el a zis, domnule, da. Ok. Își dorește, dai seama că își dorește chiar și el. Pe 10, 11, pe 11 chiar și ziua mea. Și, da, și ce avem pe 11 mai, ia să vedem. Vom... Nu cred că am ajuns în septembrie cu calendarul. Aoleu, am All Stars, bă. Da, și vom vedea dacă... Nu putem să mergem. Dacă va... Când e? Duminică? Sâmbătă și duminică. Și eu. Da, sâmbătă și duminică. Și dacă vin doar duminică? Mai prim ceva. Da, bineînțeles. Ce se mai strică, ce nu se păi mai duminica strică. Păi duminica e spectacol, da. Că sunt finale. Mergem duminică, băi. Da. Că plecăm de la mare și mergem la Arad, zic eu. Uite, scriu aici. Da, și vom încerca în septembrie... Și îmi scriu. Reminder. Record european. European by Dragoș. Ca să știu, la Arad Drag Racing. Arad Drag Racing. Deci mi-aș dori și poate venim acolo să vedem. Vreau și să vă mașina cum merge. Și să sperăm că va merge.
bă, da, mașinile de curse, că iarăși ne întoarcem aici și cu asta încheiem, cred că cât avem azi soare, nu știu, o oră, e suficient. Cu mașinile de curse și cu chestiile astea și cu stage-urile vreau să clarificăm un pic pentru oamenii care au rezistat până aici, că partea asta de stage-uri a plecat din discuțiile noastre de pe stradă în care, de exemplu, uite, la Golf GTI, Golf 5 GTI, se vindeau, cei care vindeau pachete de performanță, vindeau, domnule, stage 1, filtru și cu nu știu ce. Da. Stage 2, pompă și cu injectoare și cu admisie și nu știu ce. Stage 3, turbină cu talea, cu talea. Și oamenii când vorbeau pe stradă, ca să fie mai simplu, domnule, ce ai la mașină? Am stage 2. A, da. Deci are pompă și nu știu ce, știi? La Golf. Da? La mine, de exemplu, la Nissan 200SX, așa, stage 1 care dezvoltă de la 210 sau ceva de gen, 220, la 260, între 260 și 280 de cai, spune omul care vinde stage 1. Horsham Development, da, așa. Specialiști. Mi se par niște oameni corecți. Paroliști. Și eu când am avut Silvia, adică de la ei am avut soft. Mi-a plăcut, și ce a spus ăla, da. Bă, asta. Da. Ce spuneam, transparență, da? Da. Corectitudine, bă, da, nu da. 300. Da. Și face da. 200. Nu, da. Ai să faci între 260 și 280 de cai. Da. Mașina mea făcea 273. A mea 259. Ok, e acolo. Depinde de stare, da. Dar e acolo. Da. Este în intervalul ăla. Nu a făcut 220. Corect. Da. Și apoi nu l-ai sunat pe ăla și l-ați spus, nu-i bun motor. Nu. N-am sunat pe nimeni. Okay. Am pus mașina pe Dyno. Asta a fost viața, adică nu mi-am văzut mai departe. Am dat-o și eu în ale mele. Nu e bun Dyno. Nu, așa, a fost cald, a fost frig, a fost I don't care. Ăștia Sky, îi vedem pe stradă, dacă îi vedem, îi vedem, sunt pentru mine, sunt, nu știu, nu mă laud pe nicăieri, nu scrie pe mașină, am 259 de cai sau 370 de cai, nu are importanță, dar stage-urile de acolo au plecat și asta spuneam, la mine stage 1, la Silvia, include evacuare fără catalizator, intercooler pompă filtru, de benzină, filtru de aer și soft. Și soft. De asta zic, pentru fiecare mașină în parte, stage-urile astea înseamnă cu totul altceva. Înseamnă cu totul și cu totul altceva. Bun, tot eu le spun oamenilor care sunt interesați să audă că nu recomand mai mult de stage 1 pentru o mașină care se folosește pe stradă, pentru că o mașină cu multe modificări devine o mașină de curse. Mașinile de curse nu merg singure pe stradă. Nu merg singure. Vin cu o echipă tehnică care... Fiecare știe ce are de făcut, ăla ridică, ăla pornește, ăla deschide laptopul, ăla setează, ăla face niște parametri. Dacă vine pilotul cu, adică s-a întâmplat să văd piloți care vin cu mașina de curse pe platformă, o dau jos și o urcă la loc, că nu pornește mașina. Înțelegi? Deci, sfatul meu este că în momentul în care intri într-un spirit competițional de a-ți dezvolta mașina și de a... nu știu, de a fi, eu știu, iubit de oameni, de a fi urmărit de oameni, că toată lumea acum în asta se... Câți followeri ai? Câți oameni se uită în gura ta cum ar veni? Cât de real ești tu? Cât de mișto ești tu ca om că, na, te urmărește lumea? Și vor să arate, vor să investească în partea asta, vor să așa, le recomand să meargă în cadrul organizat. Adică ori la circuit, că mergi pe... timp, ori că te duci în curse. Indiferent, da, în motorsport. Da, în motorsport, ori la drag racing, pentru că în primul rând e foarte riscant să mergi pe stradă, se pot întâmpla lucruri, mașinile dezvoltă niște puteri, nu e chiar așa ok și pentru toată lumea și toți credem că suntem piloți, toți credem că știm, toți credem că nu ni se întâmplă nouă, toți credem că ăia care au murit, Dumnezeu să-i odihnească în pace, au fost proști, au greșit, noi suntem mai buni ca ei, noi nu ni se întâmplă și cunosc eu cazuri de oameni cărora li s-a întâmplat, înțelegi? Și asta le recomand, că dacă, uite, ajung la Dragoș, îl cunosc pe Dragoș, au un BMW, fac un soft, iarăși, paranteză, din punctul meu de vedere, dintre toate modificările pe care le-am făcut în viața mea, softul este cea mai mișto modificare pentru banii dați. Cea mai facilă, cea mai mișto, te duci cu mașina, stai o oră sau cât durează și pleci cu o altă mașină care pe parcursul vieții tale alături de mașina aia te va satisface de fiecare dată și vei simți diferența de putere și vei, uite-mă, bani bine cheltuiți. Dacă ajungeți la Dragoș și din, repet, spiritul competițional începeți, îi schimbați și stai jurul și pe aia vreau și turbină și pe aia vreau și injectoare și pe aia vreau și cutare și cutare și cutare și cutare, sfatul meu e ca mașina aia s-a transformat într-o mașină de curse. Corect. Să meargă să în direcția de curse. Cel puțin a doua mașină. Și să fie cel puțin a doua mașină, pentru că mașinile de curse nu pot fi folosite ca mașine daily. Mașinile daily sunt frumoase, sunt
ok, e bine să te plimbi cu ele, să te bucuri de ele, să faci drumuri, să simplifici viața, nu să ți-o complici. Că, aoleo, ce se aude, aoleo, s-a stricat aia, aoleo, n-am pompă de benzină la mine. Eu când am făcut cadetul, deci când am făcut cadetul și a stat cadetul un an și ceva în serie și am schimbat tot ce am putut eu să schimb, am plecat la Sighișoara cu el. Și la Znagov n-am mai mers mașină. La Znagov. De ce? Nu o schimbasem pompa de benzină. Nu o schimbasem. Uitasem să o schimb. S-a stricat pompa de benzină, înțeleg? Nu e niciodată, nu, oricât ai face, oricât ai, nu ai garanția că lucrurile și... N-ai nevoie de bătăi de cap. Exact cum ziceam, s-au stricat concedii, sau, nu știu, s-au stricat căsnicii, ești unde la mașini modificate, bani băgați, urgia asta de a arăta, de a demonstra, de a arăta lumii cine ești tu și cum tu muți munții, că la 20 de ani toți am mutat munții, să știți. N-a fost niciunul care a zis că nu. Din punctul meu de vedere, un cadru în care ai putea să-ți arăți mușchii între ghilimele, este un cadru legal. Indiferent că e drag racing, că e motorpark, că e drift, circuit, că e drift, că e orice, evoluează într-un cadru legal. Am văzut acum că a fost etapa de drift și am văzut că toți cei de la drift au promovat foarte tare că un slogan cu campionii sunt pe pistă, corect, nu pe stradă. Corect. Și de asta zic, dacă doriți și vă place, ceea ce nu e nimic greșit să vă placă, să vă placă lumea, să fiți în centru atenției, să, nu știu, să vrea lumea să facă poze cu voi, habar n-am. Nu e nimic greșit să vreți asta, dar nu pe stradă. Adică încercați să faceți chestia asta într-un cadru legal, într-o competiție organizată, nu pe stradă, nu pe partea asta de dark, de nu știu ce. Nu există curse pe bani, am spus-o și o spun în continuare. Nu vă mai uitați la filme. Nu vă mai uitați la filme, nu mai credeți că tot ce zboară se mănâncă, nu mai credeți că dacă unul vă pune un filmuleț pe YouTube cu o mașină de 900 de cai, mașina aia rezistă și merge cu 900 de cai o lună. Nu, poate mașina aia face un singur run cu 900 de cai, vi l-a filmat, vă arat, mamă ce tare, ăla vreau și eu. Încercați să luați informații din mai multe surse, încercați să luați informații din surse acreditate, din site-uri de renume, din oameni care, nu știu. Și inclusiv de tras concluzii strict pe baza prestațiilor din motorsport. Da. Pentru că și asta era un lucru care chiar vreau să insist asupra lui. Faptul că o firmă, o echipă, prezintă o mașină, un produs, nu contează, care excelează pe platforma respectivă, asta un om normal la cap ar trebui să înțeleagă foarte clar că, bă, dacă ăia s-a urcat pe pereți între ghilimele cu calculatorul ăla, mă refer cu unitatea de gestiune motor, cu motorul ăla, păi, la un stage 1 este apă de ploaie. Floare la urechi, corect. Este floare la urechi. Și încă un lucru pe care îl discutam la început, înainte să începem filmarea, oamenii ar trebui să înțeleagă că partea asta de motorsport ajută inclusiv la implementarea unor strategii îmbunătățite chiar și în ceea ce privește un stage 1. Pentru că se testează extrem niște componente, se testează niște strategii, iar dacă astea funcționează ok și dau roade în motorsport, clar ele vor putea fi implementate. Da. 50% din putere, cum ar veni. Directorul departamentului tehnic de la Audi, Ulrich Barețchi, spunea, bă, dacă miza... vorbeam de V12 de la Le Mans, de Audi. Dacă în urma acestor curse în care oamenii n-ar trebui să înțeleagă că doar e doar o adunătură de mașini care se învârt în cerc și mama a câștigat pe jos sau a câștigat Audi. Nu. Beneficiul principal este faptul că parte din tehnologiile testate aici pot fi exportate în producția de serie. Da. În produsele care sunt stage 1 în cazul nostru, care sunt accesibile oricui, că nu toți vor face mașini care să alerge 9 secunde pe pistă. Dar omul va beneficia de niște chestii pe care noi le-am testat aici, le-am acolo, dezvoltat, le-am călit. Acolo, le-am... Inclusiv upgrade-uri hardware. Da. Și chestia asta, prezența în motorsport, ar trebui să fie, cum spun, o chestie, un criteriu decisiv în a opta pentru serviciile cuiva sau altcuiva. Nu spun că, domnule, cine nu participă acolo este de ignorat. Nu, n-am spus neapărat chestia asta. Corect. Dar faptul că oamenii fac un efort și merg acolo să demonstreze. Aceste mașini nu se fac. Aceste mașini se fac noaptea, după program. Da. După run-uri întregi, vorbeam de Audi-le fără fum. Păi, mașina are mai mulți kilometri pe dyno decât pe stradă. Simplu. Da. Sunt chestii pe care oamenii nu le văd. Oamenii văd doar produsul finit. Ei nu știu ce este în spate, da? Este doar vârful icebergului. Da.
Eu îți mulțumesc că te-ai deplasat de la Iași până la noi pentru un podcast, să facem, să-l discutăm, mulțumesc să ajutăm avut... oamenii, da, cât corect. Putem. Asta, asta aș vrea să înțeleagă oamenii, că nu este ce spunea reclamă. Și la început, nu este reclamă, în da, niciun nu, caz, nu ignorați. Nu. Deci da, vreau doar să vă gândiți, deci, ca oamenii să se gândească de două ore înainte de a face un pas, să se documenteze foarte bine, indiferent că vorbim de mașini sau de altceva. Pentru că până la urmă este vorba de bunăstarea lor materială, de nervii lor, de concedii, de căsnicii, nu? Da, mă, da. Da. Nici nu-ți imaginezi la da, ce poate da, ajungă da, o prostie de asta, da, care da, nu e în calcul și zicea, și, n-are, mă, ce să fie. Și să încerce să discearnă între, știu că e greu, între informațiile corecte, alea dulci, cele... îmbrăcate da, frumos și da, prezentate frumos, față de cei care spun, chiar, adevărul, chiar dacă este supărător uneori sau este rece, da, dar adevărul este în folosul oamenilor. Da. E pentru ei, e pentru ei, nu pentru cel care oferă informațiile respective. Exact. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat dacă ați rezistat până aici. Sper că v-am adus niște informații ok și utile. L-ați cunoscut și pe Dragoș, dacă nu știați. Faceți și softuri la Iași, dacă vreți. Mergem și la eveniment, facem și o grămadă de treabă. Share, like și subscribe. Asta e ce trebuie să faceți. Ce să fac? Să vorbesc la microfon? Share, like și subscribe.